curaj, demnitate, grijă față de oameni, respect pentru țară. Sunt calitățile ce-l definesc pe politicianul Vlad Filat. A fost împreună cu oamenii, a fost alături de oameni, a fost de câte ori s-a cerut să intervenim. Public, energic, curajos. Cariera politică a lui Vlad Filat a cunoscut o evoluție vertiginoasă. La 29 de ani deținea o funcție echivalentă cu cea de ministru. La 30 era ministru de stat, iar la 40 de ani a întemeiat și a devenit președintele celui mai important partid de orientare democratică, Partidul Liberal-Democrat din Moldova. După alegerile din 2009, deși putea pretinde la orice funcție importantă în stat, Vlad Filat și-a asumat responsabilitatea de a conduce guvernul și de a gestiona țara pe timp de criză. În scurt timp, rezultatele guvernului Filat au trezit admirația lumii întregi. Vlad Filat s-a născut în satul Lăpușna, raionul Hâncești, într-o familie în care munca era la loc de cinste. Familia lui Vlad este o familie numeroasă, aș zice, pentru zilele noastre. Familie cu 4 copii și familia mea la fel. Au fost 3 copii. Este adevărat, noi suntem practic veniți din familii asemănătoare, din slujbași. Între timp a făcut armata, iar apoi facultatea de drept de la Iași, fiind printre primii studenți basarabeni cu studii în România. Aici și-a testat calitățile născute de lider, înființând Liga Studenților Basarabeni. Vlad se distingea printre noi toți. Tot timpul era în centrul atenției. Era o persoană care era căutată. Băieții se adunau în jurul lui pentru că, în mod evident, încă de atunci avea calități de lider. Dacă aveai vreo problemă, dacă aveai vreo nelămurire, dacă apăreau careva dificultăți în viața ta de student, de cele mai multe ori puteai să apelezi la sfatul și ajutorul lui Vlad. Și, în general, avea răbdarea și atenția pentru fiecare. Plecarea la studii la Iași a constituit o experiență inedită pentru Vlad Filat. Aici a făcut și primii pași în afaceri. L-am cunoscut în 1996. Am avut 2 mari surprize. Prima, contactul cu un om de afaceri extrem de tânăr. Și a doilea, acest om tânăr era de o maturitate dezarmantă. În viața a demonstrat că este răzit cu inteligență, cu tenacitate, cu seriozitate, motiv pentru care a avut și foarte mare succes. În dulcele târgalieșilor a cunoscut-o pe Sanda, o femeie elegantă, puternică, care l-a cucerit prin tandrețe și feminitate. Eu am văzut-o pe Sanda în greul drum de la Chișinău la Iași. Mi-aduc aminte că ajunseserăm în niște trenuri sau în niște vagoane, dacă ele pot fi numite vagoane, la Ungheni. După care așteptam vagoanele să ne ducă de la Ungheni la Iași. Sincer, am remarcat-o atunci. Era foarte, foarte galant și până acum, Vlad, dacă își pune un scop, îl obține întotdeauna. Și dacă și-a pus el în gând să mă cucerească, n-avea cum să fie un alt rezultat. Astăzi, Sanda și Vlad Filat formează o familie fericită împreună cu cei 2 copii, Luca și Justina. Calitatea de părinte l-a sensibilizat mult pe Vlad Filat. Îl doare când vede copii bolnavi, săraci, abandonați, copii cu ochii triști de bătrâni. De aceea, prin tot ce face, își dorește să readucă zâmbetul pe fețele acestor copii, să le întoarcă părinții acasă, să le dea șansa de a trăi bine aici, în țara noastră. Având un acut simț al responsabilității și al dreptății, Vlad Filat a fost preocupat întotdeauna de soarta celor din jur. Oriunde s-ar afla, în business sau în politică, în prim planul acțiunilor sale este omul, cu grijile, nevoile și suferințele.
Un om cu temperamentul și energia lui Vlad Filat nu putea rămâne în afara politicii. Prea multă nedreptate era în jur. Prea mulți oameni sufereau. De aceea și sloganul campaniei pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău a fost unul cât se poate de sugestiv. Start implicare. Dar implicarea lui Vlad Filat în politica moldovenească a devenit totală odată cu decizia de a crea un nou partid. Un partid care să dea o nouă dimensiune clasei politice moldovenești. Un partid al acțiunii, al faptelor și nu al vorbelor. Partidul Liberal-Democrat din Moldova. Pe parcursul activității sale politice, Vlad Filat s-a poziționat întotdeauna drept promotor al intereselor cetățeanului. Dovadă în acest sens sunt campaniile organizate de Partidul Liberal-Democrat din Moldova în sprijinul libertății de exprimare și a presei libere, respectării intereselor agricultorilor, profesorilor, promovării drepturilor fundamentale ale cetățenilor aflați peste hotare, asigurării dreptului la libera circulație. Și asta este doar un început. Eu vă promit solemn, acesta este doar un început în calea noastră spre libertate, în calea noastră spre victorie. Vladimir Filat este un om truditor, este generatorul și animatorul multiplelor inițiative în beneficiul societății, lansate împreună cu coechipierii săi. Vorbeam cu ocazie despre niște presimțiri bune de ale mele în legătură cu consolidarea echipei în frunte cu Vladimir Filat. Și iată că primii pași ai acestei echipe îmi dau dreptate. Mulți au considerat sloganul electoral Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști la guvernare drept unul imposibil, fără șanse de realizare. Dar Vlad Filat, ca întotdeauna, s-a ținut de cuvânt. Astfel, ceea ce părea un vis imposibil a devenit realitate. Prin eforturile Partidului Liberal-Democrat din Moldova, comuniștii au fost înlăturați de la guvernare, iar puterea a fost preluată de forțele democratice. Noi am învins. Am învins deoarece de partea noastră a fost adevărul. Iar adevărul este mai puternic și mai eficient decât niciuna și lucrul ăsta s-a demonstrat. La alegerile din 29 iulie, prin votul cetățenilor Republicii Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova accede la guvernare. Cu toate că a primit o moștenire grea de la comuniști, un deficit bugetar de 8,5 miliarde lei, prim-ministrul Vlad Filat nu s-a plâns, dimpotrivă. Prin muncă și insistență, guvernul Filat a reușit într-un an cât nu au făcut comuniștii în opt. Au fost deblocate negocierile cu Fondul Monetar Internațional, a fost parafat acordul privind micul trafic la frontieră cu România, s-a obținut asistență financiară de la partenerii externi, inclusiv SUA, a fost relansat dialogul cu România, Ucraina și Rusia. S-au stabilit termene clare de începerea negocierilor cu Uniunea Europeană privind liberalizarea regimului de vize. Au fost majorate pensiile. S-a înregistrat o primă creștere economică. Noi avem viitor european. Viitor european care va oferi fiecăruia dintre noi drepturi, libertăți și bunăstare. Și acest viitor este mult mai aproape decât și închipuie dușmanii acestei țări. Iar nu acest viitor, iarăși prin acțiune, îl vom realiza împreună. Vlad Filat a demonstrat că este un politician pragmatic care întotdeauna obține ceea ce își propune. La congresul 2 al partidului pe care l-am avut la Bărți, spuneam atunci că noi vom fi cel de-al doilea partid politic în Republica Moldova după alegeri. Puțini au crezut în acel mesaj care l-am transmis. Însă vedeți că l-am realizat împreună. La următoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova, Partidul Liberal Democrat din Moldova va fi cel mai important și influent partid din Republica Moldova. Astăzi, fără îndoială, Vlad Filat este singurul politician al cărui rating personal ca urmare a aflării la guvernare nu scade, ci dimpotrivă, crește. Cu
corectitudinea, generozitatea și grija față de oameni. Sunt doar câteva calități care l-au apropiat atât de mult pe Vlad Filat de cetățenii Republicii Moldova. Tot ce a făcut Vlad Filat până acum a reușit în primul rând prin muncă, insistență, mult curaj, dar mai ales prin dorința de a transforma Republica Moldova într-o țară cu oameni fericiți. Ocazia de a schimba mersul istoriei nu apare atât de des. Sunt sigur, vom intra în istorie ca o generație de oameni care au îndreptat Moldova pe drumul normalității și au redat cetățeanului sentimentul de libertate și demnitate.